ultima dorință a lui Ondruță, lăsată prin testament, va fi îndeplinită. Scriitorul va fi înmormântat la Soroca, așa cum și-a dorit. Funerariile vor avea loc luni, când a fost decretată și zi de doliu național. Astăzi, sicriul cu corpul neînsuflețit a fost scos din apartamentul de la Moscova pentru a fi transportat la Chișinău. Sicriul cu corpul neînsuflețit al marelui scriitor ar urma să ajungă la Chișinău, ceremonia funerară fiind programată pentru luni, care a fost declarată de Maia Sandu zi de doliu național. În această zi, în toate localitățile din țară, precum și în misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, va fi arborat în Bernă drapelul de stat al Republicii Moldova. Autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor li se recomandă să renunțe la desfășurarea acțiunilor distractive de masă, iar instituțiilor mass media să țină cont de specificul zilei la editarea publicațiilor și la formarea programelor, scrie în comunicatul președinției. Ceremonia funerară va începe la Chișinău la ora 9 la Teatrul Național Mihai Eminescu și va continua ulterior cu o slujbă religioasă la Soroca, unde ar urma să fie mormântat lângă lumânarea recunoștinței. A fost dorința lui Ondruță lăsată prin testament. În cazul în care nu ar fi fost posibil, el a cerut să fie incinerat, iar rămășițele să ajungă tot la Soroca. S-a rupt pe anișoară, se ducă la Chișinău, cutia cu rămășițele și să le mormântați la Soroca. Știi unde e? Masivul cel de piatră, cenușie. Prezentă la ceremonia festivă a concursului Pedagogul Anului, președinta Maia Sandu a cerut să se țină un minut de reculegere în memoria marelui scriitor al literaturii noastre. Vreau să onorăm memoria lui Ondruță, scriitor pe care l-am citit, sunt convinsă, cu toții, pe care dumneavoastră îl studiați și a cărui operă o transmiteți mai departe celor care vin. Ondruță s-a născut pe 3 septembrie 1928 la Horodiște, Soroca, în prezent Raionul Dondușeni. A debutat cu primul său volum de schițe și nuvele La noi în sat în 1953, dar este cunoscut mai mult pentru romanele Povara bunătății noastre, Frunze de dor și Clopotnița. Druță este și autorul unui șir de piese de teatru. În majoritatea operelor sale, prozatorul a descris satul moldovenesc.